Apostolul Pavel spune celor din Roma, tot așa, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit ca să fiți ai altuia, adică celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Ideea aceasta de a fi al altei persoane, de a fi al Domnului Iisus Hristos, ar trebui să ne amintească mereu că cel mai important gând de viața noastră în fiecare zi ar trebui să fie acela, de a fi pe placul Domnului și Mântuitorului nostru. Ne bucurăm încă o dată că ne primiți în casele voastre, ne bucurăm că suntem din nou la o emisiune despre familie, cu cine altcineva decât cu o familie. De data aceasta cu familia Iura, Anuța și Ioan. Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației, că nu toți își fac timp și unii chiar se tem așa de camere, nu știu ce să spună, dar voi n-aveți nicio emoție, așa, totul să fie bine. Dacă unii vă întrebați de ce suntem îmbrăcați așa, păi de ce suntem? Suntem în Maramureș și Maramureșul, printre alte multe lucruri frumoase și oameni frumoși, are și un port frumos pe care încă îl păstrează și am zis să-l folosim și noi. Ca idee să nu vă gândiți că e foarte ușor, dacă vreți să ne întrebați cât sunt de scumpe, s-ar putea să vă treacă gândul acesta, că vreți neapărat să fiți și voi îmbrăcați în port popular, dar măcar rețineți ideea că astăzi suntem niște scumpi, mai ales la haine, da? Deci ne întoarcem la voi. A fost un moment când am devenit al altuia, adică al Domnului Iisus Hristos, și a fost un moment în care Anuța a devenit altuia. Adică te-ai născut într-o familie și apoi ți-ai întemeiat propria familie. Spune-ne câteva cuvinte despre familia în care ai crescut. Eu am crescut într-o familie de creștini, penticostali, până la vârsta de 24 de ani. De la 24 de ani m-am mutat în altă familie. Da? Da. În Maramureș? Da, în Maramureș, Oncești, pe Valea Izei. Ce e frumos în copilăria unui copil de pe Valea Izei? Totul. Tot e frumos. Tot e frumos. Dar dincolo de peisaj, de obiceiuri, de celelalte lucruri... Păi copilăria noastră nu se poate compara cu ce au copilăria din ziua de astăzi. De ce nu? Chiar la nimic, cred. Chiar cu nimic nu. Bun, acum teoretic copiii voștri au același aer, aproape același aer. Da. Aer, da. Cumva aceeași verdeață. Ce a fost diferit la voi și la copiii voștri? Păi, în primul rând, tehnologia asta care le omoară timpul. Are. Și... ei zic că îl folosesc, înțeleg, da. Ei așa zic, da. Dar noi, din afară, vedem, de fapt, că nu... Bine, dar în vremea copilăriei voastre, care erau cele mai bune unelte tehnologice? Grebla, sapa... Categoric. Deci vă puneau părinții la muncă? Da. Coasa? Da. Nici nu. Coasa? Da, pe discuții. Bine, dar nu la fete, la băieți. La băieți. Da. Coasa nu la fete, da. Sapa și grebla și furca asta nu... Și furca. Dar... nici o scutire. Ai prins când se torcea, când... Nu, n-ai prins. Asta nu știu, n-am știut să torc, dar de războiul ăsta de țesut cu ce aveam noi, fețe de masă și peretare și de toate, astea am făcut. Da? Da. E ușor, e greu? E... Nu, e greu. Nu e greu. Dacă... e greu, dar a fost o muncă istovitoare totuși și acum valoarea lor a mai scăzut. Dar pe vremea voastră nu era chestia asta cu protecția copilului, să le spună la părinții că vădeam de lucru. Mama mea spunea, când n-aveți de lucru, umblați prin curte. N-aveți voie să stați jos. Doamne, fereste. Exact. Deci oamenii asta era toți maramureșeni? Nu știu, dar nici. Adică să vă spun ceva din familia noastră. Printre altele aveam o vorbă la copii. Nu stați cum nu stă apa. Și la un moment dat, când am discutat, băiatul ne-a adunat la o întâlnire, că trebuie să discutăm noi plusuri și minusuri în familia noastră și fiecare să spunem ceva despre celălalt. Și când au ajuns la minus, că nu, tata, câteva plusuri, prima problemă, sindromul secundei pierdute. Zic că, bă, tata, tu îți dai seama că la tine nu se poate, tu nici nu te uiți ce facem, nu mă ne zici, nu stați. Da, deci, nu știu dacă ține de Maramureș, dar e bine. Deci,
Bun, lucrurile astea ți-au fost grele, atunci ai considerat că ești exploatată sau... Acum, ca și copil, nu, vă dați seama că nici la un copil nu cred că îi place atât de mult să stea în soare și așa, dar au fost benefice. Deci pentru viață... Deci voi când mergeați la bronzat, la ce mergeați? La fân, la sapă? Ce s-a nimerit. Ce s-a nimerit, ce da. S-a nimerit. Cartofi? Bine. Da. Cum a fost la tine? Întotdeauna când mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc într-un mod deosebit pentru locul și pentru vremea în care m-a așezat. Deci eu sunt foarte mulțumit de locul și de timpul. Întotdeauna mă raportez la istorie și mă gândesc la oamenii care au trecut, ce vremuri au trăit. N-ai fi vrut să te naști pe vremea lui Țepeș? Nu. Nici eu. Nu. Nu. Deci asta nu să zic, a fost o, din punctul meu de vedere, o copilărie frumoasă și pentru că noi n-am avut comparație, adică n-am avut cu cine să-i comparăm. Pentru că oamenii, în general, atunci eram cam egali. Da, da, da. Vorbesc la nivelul nostru de sat. S-a muncit de mic. Asta era normalitatea. Animale, da. Animalele, cu vaci, cu oi, cu... Ți-au plăcut cu vacile cu ele? Da, da, bineînțeles, mi-au plăcut foarte mult și animalele și acum îmi plac, dar nu am timp să mă ocup de ele. Și bineînțeles, pe lângă, după ce am crescut un pic și sportul și fotbalul și alte lucruri, dar oricum munca a fost pe primul loc. Bine, dar voi aveați ocazii în care se întâmpla ca la noi. Noi jucam fotbal băieții când puteam, că nu prea aveai timp de fotbal, că te puneau la lucru. Dar de multe ori când terminam meciul de fotbal, începeam meciul de box. Că nu ne-am dat seama că fiecare țineam scorul în felul nostru. Și atunci ăla că a fost egal, ăla că a fost, da, de ce scandal era. Dar tot frumos era. Nu prea, aș putea să spun. Dar a fost frumos. Deci, părinții au fost oameni credincioși? Da, credincioși ortodoxi. Da. Deci, duminica era obligatoriu de mers la biserică, așa am crescut, așa au crescut și ei la rândul lor. Și... Dar era și atunci, deci știu că la noi în localitate era un fel de tradiție că duminica sau la sărbători, nu contează cine ai fost, te îmbrăcai țărănește, te duceai la biserică, după masă te plimbai un pic prin sat. Da, da, da. Așa a fost. Cel puțin până după Revoluție, câțiva ani buni, după care sau... Dar nu știu cum ați păstrează, am mers la biserică și îmbrăcat în țărănește. Dar acum plimbările mai după masă... Pe băncuță nu se mai stă mai. La noi, nu știu cât să fi fost, 100 de metri maxim în centru, în care după ce lumea mergea la biserică, probabil mergea acasă, mânca, apoi intrau tinerii, erau cât drumul, într-o parte și în alta, și bătrânii pe băncuțe. Și discuta, ăsta cui, aia cui, el au făcut armat, ar cam fi vremea să se însoare, să se mărite. Deci era și atunci Facebook și de toate. Dar era viața mai reală. Da. A fost frumos în felul ei, sincer. Da, și eu zic că a fost frumos. Eu zic că poate e frumos și pentru generația de acum, în felul lor, dar pentru noi chiar a fost... Cel puțin, atunci ne-am cunoscut. Toți oamenii din sat ne-am cunoscut. Acum, tineri, așa, sub 20 de ani, așa, dacă ia seamănă cu părinții. Dar nu mai ai de unde. Da. Adică nu ne ocupăm toată ziua cu Facebook. Mai greu, din viața reală, da. Da. La un moment dat am sunat-o pe mama și am întrebat-o ce faci. Stau pe băncuță. Zic, pe aia dinăuntru, din curte sau afară. O să că e egal, că lumea tot nu mai circulă. Deci... se uită pe la televizor, pe nu știu unde oamenii s-au înstrăinat. Bine, cum ați ajuns voi de la credința părinților să treceți la credința voastră în Dumnezeu? Eu trebuie să recunosc că trecerea mea a fost prin soția mea. Da? Deci eu n-am avut treabă, să zic așa. Știu că trebuie să mă duc la biserică, dar... Da, te-ai dus și tu împreună cu părinții. Relație. La biserica ortodoxă, da, 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 înțeles, da, da. Și dacă nu veneau ei, noi trebuia să mergem. Deci eu și fratele meu trebuia să mergem, obligatoriu. Asta a mai fost o chestie interesantă la părinți. Și dacă nu mergem noi, voi trebuie să mergem. Da, 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 da. Asta dar știu că și la noi, la evanghelici, erau situații în care părinții ori se mai supărau pe biserică sau nu știu ce, dar copiii trebuia să meargă. Da, obligatoriu, asta a fost. Și
și eram studenți, ea m-a invitat, eram în Cluj, m-a invitat odată la adunare. Am fost de câteva ori în Mărăști, era Biserica Speranța, atunci s-a construit, se făcea o slujbă la subsol. Dar, ce să zic, n-am simțit așa o atracție sau un schimb așa. Bun, ce ai știut înainte de pocăit, să zic așa, înainte de a merge la ei la biserică? Nu prea, pentru că nici nu m-a interesat. Nu m-a prea interesat, adică știam că trebuie să mergem la biserică, știam că noi nu avem voie să furăm, să mințim, să facem alte lucrurile esențiale, astea știam că noi nu avem voie să le facem. Și te-ai ținut de ele și după ce ai plecat la Cluj, la facultate? Da, sau, da, bineînțeles. Bun, rămas aceeași. Mai mult, acolo am și putut să venim, să facem comparație între oameni care... copii care au părinți mai bogați, copii care au părinți mai săraci un pic. Deci puteți, acolo chiar puteți să faci o diferență. Și atunci ai putut să alegi. De acolo și început maturitatea, să vezi lucrurile altfel. Până aici a fost copilărie, a fost o joacă. Dar liceu unde l-ai făcut? La Sighet. La Sighet? Da. Ce am făcut? Industrial. A, deci nu a fost. Făceai naveta de acasă? Da, făceam naveta. A, deci practic, 12 km. Practic, prima despărțire așa de casă mai mult a fost... Da, și am și jucat fotbal la clubul sportiv, am mai fost în cantonamente, am mai... Și am fost un... să zic, am mai fost plecat de acasă așa. Da. În momentul în care m-am simțit mai stăpân, am plecat la muncă în țară, deci eram în clasa 11. Muncă fizică? Da, muncă fizică. La ce? Construcții? Șansuri, la șansuri, făceam șansuri. Aia era sala? Da, aia era sala, da. Plătită, sala plătită. Plătită, da. Dar atunci da. Știam și... Bun, nu, dacă ți-i drag, e rușine a lucra? Nu. Deci cel mai frumos lucru mie mi se pare că e atunci când lucrez. Cineva face ceva. Nu când stă și privește la altul, când face ceva. Rămâne ceva în urma ta. Să aibă ce să spune, știu eu, copiii, oamenii, cei care le cunosc, mă, au rămas ceva în urma lui. Așa, să trece numai prin viață, adică doar ce ne-au lăsat părinții noștri, până la urmă, fiecare a lăsat cât o putut, nu? Dacă nu mai pui ceva pe el, mi se pare așa un... Bun, Biblia spune foarte clar că cine nu vrea să mâncească, nu că nu poate, sunt care nu pot, oameni bolnavi, cine nu vrea să treacă și pofta de mâncare, da? Și ce ai remarcat prima dată când ai ajuns într-o biserică de pocăiți? Deci primul meu contact, așa să spun cu adevărat, a fost în biserică Balbini. Deci acolo, în momentul când am intrat în biserica aceea, am simțit că pică tavanul lui. Și acolo am simțit o prezență divină, pentru prima oară în viața mea, să spun așa. Și din duminica aceea am fost nelipsit. Duminică dimineață, duminică după masă. După 2 ani de zile, am încheiat un legământ cu Dumnezeu, în 98, în apa botezului. Botezul a fost în Biserica din Zorilor și membru am fost în Mânăștur. Da. Cum a fost la tine? Că istoria un pic diferită. La mine pot să spun că a fost chiar așa un moment strict care să pot să spun că da de astăzi. Dar având în vedere că eram foarte obișnuită cu biserica, cu programele, cu așa, dar într-o zi ai simțit că trebuie să fie relația ta personală cu Dumnezeu. Nu da, numai bunici, părinți. Exact. Deci asta cred că s-a produs undeva după vârsta de 16 ani și vă țineau ocupați și în biserică, vă dădeau ceva de lucru. Da. Când erați copii. Păi când eram copii, noi n-am fost foarte mulți, nici acum nu avem foarte mulți copii, dar din clasa 4-a eram, ne-am format o orchestră și apoi ne-am obișnuit cu cântat și mai o poezie, mai un... Păi știi care e avantajul la cei care sunt mai puțini? Că nu te întreb când îți vine rândul, că știi că toată duminica îți vine rândul. Deci, da, nu ai probleme cu oare când, oare cum, acum nu pot, acum mă doare capul. Știi că în fiecare duminică biserica așteaptă să faci ceva, da?
Bun, deci frumos, asta a fost decizia ca să fiți al altuia, adică acelui ce a murit și a înviat pentru noi, Domnul Iisus Hristos, și e foarte important lucrul acesta. Cum ați luat hotărârea să fiți unul acelorilalt? Care pe care o convins? Noi am fost colegi din clasa 1 și... Nu și vecini. Nu. Chiar soția mea să la intrare în sat, eu stau la ieșire din sat. Acum depinde cum le vezi, știi? Da. Toate, amândoi stați la intrare și amândoi la ieșire. Exact. Cred că undeva pe sfârșitul clasei a 12 am început să mai discutăm. Sigur că eu aveam o altă traiectorie față de soția mea. Am și cântat și muzică, am făcut parte dintr-o formație, am avut tobe. Deci chiar nu mi-a stat capul niciodată nu m-am gândit. Deci mi-a plăcut lumea, viața, să mă duc, să vin, să trăiesc. Asta a fost, dar... Și nu ne place, dar felul nostru. Lucrurile s-au schimbat. Deci cam în a 12 ai pus ochii cam pe ea? Cam într-a 12 am început să discut. Ochii pe ea au fost cam din clasa 1, cum am spus. Deci a venit târziu așa. Hai la capitolul mărturisirii. Fiecare în felul lui. Deci în clasa 1 îmi plăcea de o fată, de Numa, nu? La nivelul clasei 1, unii nu cred. Deci eram îndrăgostit de ea, de Numa. Durerea mea cea mare a fost că am jucat ceva joc. Te punea sub tablă, cântau, se ghice. Și îți dai seama unde a fost ironia și nervii mei, că exact pe ea o pus-o să mă strige pe nume și o trebuia să ghicesc. Și am știut vocea și n-am știut cum o cheamă. Dacă nu venea să mă dau cu capă de tablă, zic că uite, domne, șansa vieții mele și acum nu știu cum o cheamă. Da. N-am putut să zic aia de care îmi place, că nu suna bine. Deci din clasa mea, ai vrea aștepta ceva. Da, a fost, dar am crezut. Ai crezut, da. Ai crezut. E foarte important să crezi. Ai și răbdat, da. Și răbdat. Bun, de ce nu l-ai băgat de seamă în clasa 1 sau nu? Nu l-ai băgat în seamă. Cum am, ca și colegi, l-am băgat în seamă, dar așa să mă gândesc în clasa 1, nu. N-am putut să mă gândesc la ce va fi peste 24-25 de ani. Dar... Da. Așa cum a deschis, dacă ai crescut în familie de oameni credincioși, pocăiți, cum zice lumea, așa când ai fost domnișoară, ai luat în calcul că te-ai mărita cu un nepocăit? Cu un nepocăit, nu. 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 De ce? Nicio formă. Așa am știut că nu-i... Ai știut asta și nu a intrat în calcul. Da, nici de gând, dar m-am gândit că dacă Dumnezeu hotărăște să fie așa, va fi posibilitatea să se întoarcă spre... Cam cât timp te-ai rugat pentru pocăință? Vreo 5 ani. Vezi, la voi a fost cazul frumos, că te-ai rugat, el s-a întors înspre Dumnezeu și a rămas și al tău, știi? Mă gândesc la câte o fată sau un băiat care se roagă unul pentru celălalt să se pocăiască, dacă după pocăință Dumnezeu îl îndrumă spre alta. Ai câștigat un suflet. Corect. Ai câștigat un suflet. Vine a tău din altă parte, da, frumos. V-ați căsătorit, unde a fost nunta? La Uncești. La Uncești? Haine țărănești, nu? Nu, atunci nu. Atunci a fost. Nuntă mare, frumoasă? Alai. Cum? Și cum? Făcea pe vreme. Cum? Păi spuneți în 2-3 cuvinte. Am avut invitați, fiind făcând facultate la Cluj, domnișori de onoare, colegi, colege, păstorul de acolo, Gabriela Moldovan, biserica de mănăștor, și dirijorul de cor, pentru că mergeam la cor. A, deci voi ați avut un autobuz numai de clujeni. Da, am avut mulți, așa, și după ce am revenit la Cluj, și zice, măi, la voi se merge la nuntă cu micul mare? Să mi-a rămas în minte, zice, băi, omule, atâta lume. Și ai lăsat. Părinții mei au fost și naș la foarte multă lume în sat. Și atunci, sigur. Da, bănuiesc că a fost cu invitație, nu a venit cine. Da, dar pe vremuri nu era atâta cu confirmări și nici săli, nu erau ca și acum, nici. Și atunci, ați făcut în sală sau în cort? La Căminul Cultural. La Căminul Cultural. Da. Cât s-au intrat și de-a s-o fac. Nu să mai întâiesc mai să fac. Chiar ieri am împlinit 20 de ani de căsnicie. Frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Trec repede, trec ușor. Au trecut. Bine, cu greu. Așa e, în viață. Cu greu. Ce e greu cu viața de familie? După ce v-ați căsătorit, ce a fost greu?
Acum, chiar referitor la viața de familie, nu, dar restul problemelor câte se întâmpină în viață, nu e chiar așa de simplu, dar Dumnezeu... Poate și noi ne-am dorit și foarte multe, știi, să, de la viață, așa, să demonstrăm că putem face. Și sigur că în momentul când te gândești la lucrul ăsta să faci, mai să faci, atunci lucrurile uneori devin grele. Pentru că nu mai e timp, ajungi la zeci de ore de muncă pe zi ca să împlinești un țel sau un ideal. Și... Ați plecat amândoi de la țară, la facultate la Cluj, da? Ați avut vreodată gândul că vă veți întoarce înapoi? Eu da, întotdeauna. Da? Da. Eu sunt legată de... De glie. De glie, da. Deci eu încă am... Să zic, am suferit vreo 3 ani așa după Cluj. Deci așa, spus mai dur, pe tine nevasta te-a dus înapoi. Da, da, așa, înțeles. Acum sună, cum sună, da, așa, dar te-a dus bine, așa nu? Așa e, da, bineînțeles. Și am și crezut-o pentru că ea întotdeauna a ales bine. Da? Apoi dacă te-o ales pe tine, am înțeles foarte bine, dar... Noi bărbații suntem smeriți așa, și chiar recunoaștem lucrul ăsta, că... Am ales bine și ele au ales bine. Copii? Avem un băiat și o fetiță. Băiatul face 17 ani, fetița 15. Băiat și fetiță, deja domnișor, nu mai fetiță. Ce fac? Sunt bine? Da. Îl iubesc pe Domnul? Fetița deocamdată da. În formație cu noi, în biserică. Ea e mai atașat un pic? Băiețașul e mai... Rebel. Mai rebel puțin așa. În perioada asta. Sperăm ca Domnul să-și să îndure și să... să-l aducă în turmă, așa cum... Cu inima întreagă, da? Exact. Bun, el nu e străin de biserică, dar... Sunt frământările acelea când trăiești în tedroul lumii. Și cu biserica, mai cu prietenii, mai... E bine, pe de o parte ne rugăm să-i ferească Dumnezeu de greșeli și de păcate din astea cu tot felul de consecințe. Pe de altă parte, n-am vrea să facă un pas doar de dragul de a-l face, ci să fie convinși. Să fie convinși. Ce putem face pentru ei? Să ne rugăm și să așteptăm ca Dumnezeu să aducă momentul acela când ai intrat și a fost ziua ta. Că ai zis că ai fost de atâtea ori și... Da, am fost și chiar sincer. N-ai rămas cu mare. Am rămas da, cu da. Mare lucru, așa. Da, e altceva, bineînțeles, știam ce este biserica ortodoxă, ritual și așa mai departe, în care chiar n-aș putea să spun că am simțit ceva vreodată. Ne-am dus, că, așa spunea mama, mai mult, acolo ne adunam toți, prietenii, colegii, oamenii, știam că trebuie să fim acolo, după care... Da, era și un pic de socializare, nu? Un pic de socializare și așa trebuie să fie și nu se punea întrebări. Acum... Da, vă lipsește biserica de la oraș? Da, că suntem de ocupați, sincer. Ne străduim să... Nu știu, la ce s-a transformat Clujul de 20 de ani? Probabil că... Dar fi mai greu și nouă, sau cel puțin așa. Bun, acum, în general, bisericile mari au mai multe programe, nu știu ce. Există și riscul, dacă nu e organizată foarte bine biserica mare, să fii mai mult un consumator. Din nou, într-o biserică mică ești cam obligat să pui umărul la ceva. Da. Să pui umărul la ceva, da. Aveți orchestră și acum? Da. Asta e bine. Dar e foarte greu în ziua de astăzi să ții o formație. E greu pentru că și copiii nu vor să muncească, nu vor să pună osul. Ori eu într-una le spun, dacă nu avansați, rămânem la stadiul ăla de copii mici. Nu. Poate că și eu trag prea mult pe ei, că nu. Aș vrea să... O rămas scot, de la mama ceva. Să scot. Maximum. Da, acum... Bun, e și competiția asta lipsită de loialitate, că oricând îți poți pune un negativ, să cânti singur e mult mai ușor. Nu te încurcă nimeni, nu? Deja când sunt doi... Da, dar nu știu,
când sunt patru, când sunt mai mulți. Da, și ce mi-a sărit așa în ochi, cam, dar nu o să ascund că am fost la voi la biserică, oricum o să se prinde lumea. Am fost dimineața la adunare, ați cântat cu orchestra tot, am plecat acasă și toate instrumentele au rămas afară, în curtea bisericii. În cort, practic, într-un cort deschis. Păi, un pericol acolo la noi. Nu, nu v-ați gândit că vine vreunul să îl împrumute, știu, vioară, ceva? Nu e o problemă, vioara poate să-l aducă acolo. Nu, chiar a rămas, acum m-am gândit, știu că viața la țară e un pic diferită, dar totuși acolo să lași la stradă. Între noi există un respect, chiar dacă suntem lângă ortodox sau ortodoxi lângă noi, sau indiferent. Există respect. Am apreciat, să știi, am apreciat lucrul ăsta. Mă uitam, noi eram acolo, la închinare, afară, ca să înțeleagă lumea că eram afară, într-un cort, și treceau oameni care mergeau spre biserică ortodoxă, frumos, îmbrăcați, rănești, cum trebuie, așa. Și am văzut că unii din ei treceau doar cu respect, că știau că se ține o slujbă din coace, alții chiar salutau, ori își ridicau pălăria sau ceva. Deci am văzut că este un respect așa în comună. Da, totdeauna a fost și a rămas. Adică... Deci eu zic că totuși la țară încă se mai păstrează așa, respectul ăsta mult mai adânc față de la oraș. Parcă și mai... mulți suntem neamuri. Eu am foarte mulți ortodoxi. Rudeni. Rudeni. Da, da. Ortodoxi. Care nu dispar. Care... Rudenile sunt rudeni, omenia este omenia. Ce-ar putea face biserica, ca mamă, dacă te-ar întreba conducerea bisericii într-o zi? Anunța, ce crezi că am putea face noi mai mult și mai bine pentru copiii voștri să-i ținem aproape de biserică? Cred că ar trebui implicați mai mult, probabil și în alte... Deci nu numai cântatul, eu atât am putut să implic, dar trebuie implicați mai mult. Nu știu... Nu știu, trebuie găsite soluții, dar muza, implicare. Crezi că asta îi ajută să fie mai mult la Casa lui Dumnezeu în spre biserică? Deci cumva trebuie atrași. Cumva trebuie atrași. Dacă nu-i atragem noi, are cine să-i atragă. Are cine să-i atragă. Da, da. Mi-aduc aminte că am vorbit cu cineva care spunea prima mea implicare în biserică a fost la calculator. M-am pus să dau cu degetul acolo să schimb cântările, slide-urile, da? Și zice, s-a simțit așa de important că biserica trebuie să cânte cum dă el cu degetul și... Bine, acum dezamăgirea au fost un pic, dar nu atât de mult. No, că, știi, copilul nu le pune chiar așa la suflet. Nu știe dacă vreodată a venit cineva neapărat să-i mulțumească. Dar dacă a greșit odată și a venit cineva și a spus, vezi că... Așteaptă să fie apreciat. Așteaptă, așa. Așteaptă. Bun, dar nouă nu ne place. Nouă nu ne place să fim apreciați. Place, cum să nu. Sigur că da, adică dacă tot muncești, investești, și nouă ne place. Acum că noi avem o altă maturitate și spunem slăvit să fie Domnul, El are meritele, dar în sufletul nostru totuși ne bucurăm. Și eu mă uitam la Apostolul Pavel, care așa îl percepem noi, foarte strict, foarte dur, câte aprecieri are la cei care s-au implicat. Că am citit din Romani. Ultimul capitol din Roman este un capitol întreg numai de mulțumiri și de aprecieri. Spune locutare, spune locutare, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Noi de ce? Deci ar fi implicare și, normal, rugăciune în continuare pentru ei. Poate chiar să-i întrebăm, dacă nu știm noi, ce le-ar plăcea lor să facă. Da? Ce poate face biserica pentru o familie? Vă referiți la o familie care îi mai puțin prezentă sau la o familie care... sau o familie în general? O familie în general. Că eu să spun că tu ai pus o întrebare foarte bună, să spun una din greșelile mele. Nu știu, așa am fost învățat, probabil așa am perceput. Foarte mulți ani în slujire, foarte mulți, m-am ocupat mai mult de familiile
sau de persoanele cu probleme. Că tot așa mi s-a spus că voi căuta pe cea slabă, pe cea rănită. Și într-o zi am stat și m-am gândit în felul următor. Dacă aș lua biserica, membrii sau familie, am familii serioase, bune, credincioase, sigur că am. Cât? Hai să zicem 80% din biserică sunt buni, serioși, activi. Și avem și 20% care își chiopătează, să spunem, da? Dacă m-ar fi întrebat cineva, Viorel, tu de cine te ocupa mai mult? De aia 20%. Și când m-am ocupat de el alții, n-am avut timp. Și atunci m-am gândit, e cinstit, adică ar putea să vină oameni să spună, noi existăm. Existați, bun, și de ce nu te ocupi de noi? Că nu faceți probleme, că îmi dați numai bucurie, că... Și eu cred că biserica ar trebui să se ocupe și de o familie bună, serioasă. Dacă nu altceva, măcar să aprecieze, din când în când să spună, bă, așa mă bucur de voi că nu faceți probleme și că mă puteți lăsa să mă ocup de alții. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi și mă rog Domnul să vă țină tot așa sau mai bine. Și apoi să ne gândim ce facem pentru ceilalți care au nevoie poate mai mult un pic ca alții de ajutor. Acum și din textul care relatează Scriptura, nu este așa de explicit, adică în felul cum înțeleg eu, Domnul n-a făcut o tură 20 în jurul turmei să vadă cât de bine stau celelalte. Nu. Știa că una lipsește, care e pierdută. Și atunci, sigur că s-a ocupat de cea pierdută. Celelalte erau la locul lor, acum, și celelalte care erau la locul lor, nu cred că n-aveau probleme. O, dar le-au putut duce, le-au dus cumva. Acum, eu cred că aici trebuie să fie un echilibru. Dar, totuși, cred că accentul trebuie pus pe cei pierduți, pe cei care încearcă să se piardă. Cei care, și Domnul Iisus a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, cei bolnavi au trebuință de doctor. Bun, dar hai să iau cazul tău ca model, nu neapărat cazul tău. Ai ajuns în biserică, da? Da. Asta înseamnă că nu mai trebuie să se ocupe nimeni de tine, că vei rămâne toată viața în biserică? Nu. Bineînțeles că trebuie să se ocupe cineva sau... Bine, dar eu cred că toate ar trebui să fie așa într-o lucrare. Deci, cumva, angrenați toată lumea la orice activitate. Te-a influențat apostolul Pavel. Și comunicarea trebuie să fie mult mai... Mie mi se pare că totul e foarte, așa, vag, foarte scurt și la obiect. Păi noi tot vorbim de comunicare în familie, dar ar trebui comunicare și în biserică, zici? Da, între toți membrii. Și între membri, dar și cu conducerea. Și cine ar trebui să înceapă discuția? Conducerea sau cei din bancă? Că nu știu dacă... Conducerea ar trebui să înceapă. Orice. Regulă. Părerea mea, cei care fac alegerile, da, eu cred că fratele respectiv poate să fie conducător sau poate să, știu, are abilitate, bineînțeles, asta se vede în timp. Nu poți da, să fie, da, da, după cineva, mă, eu cred că tu ești bun de conducător și el n-are nicio treabă, nici acasă cu condusul, îl conduc alții. Și atunci, sigur că nu poți să spui lucrul ăsta, poți să spui normal unor acțiuni ale... unor oameni, da, uite, tu ai fi bun sau așa, te mai ajutăm, te sprijinim. Dar, oricum, dumneavoastră a străit acele sfaturi frățești care erau cândva și cu privire la Sfânta Scriptură. Pentru că de multe ori suntem așa un picuț bulversați. Vin frații noștri care vorbesc un anumit text din Sfânta Scriptură și noi nu suntem de acord, nu gândim la fel. Știți? Eu aici văd o problemă din punctul meu de vedere, și asta am discutat-o la nivel de biserică omcești, înainte, mai ales sunt cazuri mai grele în Scriptură, mai greu de înțeles. Hai să ne punem la de acord toți cu înțelesul acestui text. Și apoi să spunem și fraților. Eu vin, am început să vorbesc, așa cred eu. Da, și o mare diferență între așa vorbește Domnul așa și așa cred Domnul eu. Și așa cred eu. Sau, uite, am primit de la Domnul. Și așa, hai să analizăm, hai să vedem, nu? Cel puțin sfaturile frățești, eu nu știu dacă am prins în 20 și ceva de ani la un cești, unul sau două. Da.
Bine, să pregătesc de acum. Se pot pregăti, da. Până, dar asta ce înseamnă? Acum, vezi, tu zici un lucru care pare că îl zici ușor, dar nu e ușor. Asta înseamnă, odată, să studiezi tu Biblia, să-ți faci timp să o studiezi cu alții, să am smerenia necesară, să cred că Dumnezeu te poate lumina și pe tine, că îmi poate vorbi și prin tine, și atunci să ne adunăm împreună cu Scriptura, poate mai citim ce au zis și alții, și să spunem, fraților, din toată cercetarea asta s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, că așa trebuie aplicat principiul acesta, sau acesta este principiul. Altfel, dacă merge fiecare așa după ce-o visat în noaptea sau i-a spus cineva, și asta poate fi o problemă pentru cei din bancă, care au odată o idee, odată o idee și îi spun, bun, și noi ce facem? Un om nu poate să știe ce... Eu am lucrat în fabrică 6 ani, la Siget, la mecanică, la fabrica de șuruburi, și un om nu poate să știe cât e de bun, el vine să se angajeze, zice, eu sunt strungar. Da, da. Are diplomă, omul are experiență, da, pe hârtie. Dar în momentul în care l-ai pus la strungă, atunci poți să-ți dovedești și să-i dovedești adevărata lui valoare. Ce legătură exact, are ce scrie pe hârtie cu viața mea? În momentul în care se fac acele discuții, acele sfaturi frățești, noi putem să știm fiecare în ce direcție o ia sau cum crede el, cum vede lucrurile, știți? Așa, foarte mulți frați vin, nu au deschis gura niciodată. El a venit, s-a așezat pe scaun, uite, ce om tăcut, om la locul lui, da? Dar numai el știe cât are în suflet, sau soția lui care tace, e rușine să spună. Sau știu eu. Deci oamenii, ca să-i cunoști, trebuie să-i... Da, am putea, sper că nu dai impresia asta cumva, ai vrut să transmiți mesajul că noi am putea merge la biserică sau în societate și să purtăm așa un fel de mască, că suntem ce trebuie și... De fapt, în sufletul nostru să fie altceva. Ar fi o pierdere totală. E o pierdere totală, dar eu cred că sunt acești oameni. Eu nu cred că astăzi biserica este 100% curată. Bun, a fost o vreme. Acum încep să vorbesc ca bătrânii. Când zici că a fost cândva, deja știi în ce categorie te afli. A fost o vreme în care slujitorii, vorbesc despre noi, da, slujitorii, obișnuiau să facă vizite pastorale la oameni acasă. Astăzi ar mai funcționa sau nu? Cred că ar funcționa. Cred că ar funcționa, dar nu se... Bun, dar întrebarea mea este, dacă eu vreau să vin în vizită la voi, voi cât sunteți de ocupați, vă faceți timp pentru mine sau nu? Credeam că ne-am făcut și astăzi. Cred că ne-am face. Și oare mai devreme sau mai târziu chiar am putea deschis frământările noastre sufletești și celelalte în ideea că rămâne între noi și Domnul? Deci așa ar trebui. Da. Eu cred că așa ar trebui. Atunci dacă ne angajăm la ceva, nu? Să fim sinceri și să căutăm rezolvarea problemelor, că practic asta ne interesează, nu? Uneori prevenirea lor, da. Dar acum, dacă te duci la o familie, că vorbim despre familie, și n-au nicio problemă și totul e bine, faci o rugăciune, îl slăvești pe Domnul, poate mănânci ce, o găboașă, o pancă, dar nu știu, ce-o fi acolo, da? O bucată de brânză, cu, depinde cât, de mult sau... Asta trebuie să fie anunțate neapărat vizite. Eu, din punctul meu de vedere, nu. Dar acum depinde de fiecare persoană, vedeți că... Da, da. Dar lucrurile s-au schimbat. Nu, pe mine ce mă deranjează la vizitele anunțate e pregătirea voastră. Deci dacă... am fost la cineva, bun, nu mi-am propus eu așa. E o chestie în asta ce țin tot de bărbați, greșelile bărbaților. Eu îl sun și zic, ești acasă, da, vezi că pe la ora cu tare trec la voi. El zice, bă, atunci stăm la masă, vrei și tu o farfurie de mâncare? Nu zic, ținem jumătate de porție. El nu și-a întrebat nevasta înainte să vorbească cu mine dacă vreau jumătate de porție de mâncare. Când ajung acolo, întâmpină, nu mai știu, el sau zice, azi mănânci la băiatul, știi? Nu, m-am dus acolo, familie tânără la care ea, știi? O întreb, zic, fată, cu cât timp ai aflat înainte că eu astăzi voi mânca la voi? 10 minute? Zic, e ok, încă mai trăiești? Păi, da, zice, acum ce, vedem ce avem.
Nu, am stat, am mâncat. Când a văzut ea, zice, vai, frate, eu te știam cu vă două zile înainte că veniți. Eu întorceam casa pe două, s-o sunam pe mamă, o sunam pe soră, mi-a mergeam la cumpărături. Și zic, care era folosul din toate astea? Nu știu, zice, dar așa sunt eu. Nu, zic, vezi ce bine că ești urmă cu 10 minute înainte. Deci, eu când mă duc undeva, nu că îmi place să mănânc ceva, da, că îmi dai o cană de lapte, că nu știu ce, până la urmă egal, de multe ori aș vrea mai mult să povestesc cu voi decât tot să tu nu birui că ai făcut 12 feluri și mai trebuie să vină ăla și dacă nu mănânc destul înseamnă că nu țin la voi, dar, da, în fine. Bine, acum asta depinde de... În tinerețe și eu probabil că eram foarte agitată. Acum asta e, ați intrat la noi în casă, deci vreau să depinde dacă sunteți mulțumiți de primire sau nu. Corect, da, da, da. Și nu ești mulțumit, nu mai veni altă dată așa, da. Bine, dar asta nu e de acum. Știți cum e asta? E după vremea Domnului Iisus, că și atunci nu, Maria și Marta, una s-a ocupat de noi, erau împărțite cu treburile. Fiecare cu agitația ei, cu interesul ei, da. No, eu cred că, în general, la toți ne place să fim ospitalieri. Asta nu mai contează ce crezi și cine crezi. Așa să... Și frumos. Și frumos să fii ospitalier. Și bine, da, să știm. Acum... Nu-i sfârșitul lumii dacă n-am 5 feluri de prăjitură. Nu niciodată, da. Nu, eu vă spun, așa e în viață. Le judeci într-un fel, apoi te gândești cum ai gândit atunci. Îmi spunea un frate slujitor mai în vârstă, cu ceva ani în urmă, ce eu ce făceam. Locuia la oraș, dar slujea la țară. Eu mă duceam, se ducea și peste săptămână la ei și mă duceam, aveam zile în care mă duceam, poate înainte de biserică, câteva ceasuri și îi luam la rând. Familia cu tare, familia cu tare, îi salutam, cum sunteți, bine, nu sunteți bine, ceva, oameni ce ziceau, era treaba lor, făceam o rugăciune sau citeam, eu m-am gândit, o chestie superficială. Te duci 5 minute la om, faci o rugăciune, îi întrebi ce fac. Probabil că dacă unii zicea, frate, bine ai venit că avem un necaz, acolo stătea mai mult. După asta, în timp m-am gândit, mă, dar la 5 minute le făceam. Adică tu știai că în săptămâna viitoare, când trece fratele păstor pe aici, bate și la poartă la noi 5 minute, dacă nu altceva, facem o rugăciune. Deci cumva aveai și liniștea că va veni, aveai și asta lasă, că atunci îi spun ce am pe suflet, nu știu ce, sau îl întreb ceva. Acum noi care le gândim toate să fie de calitate și cu tare, nu facem 5 minute, dar nu mai vin. Da, e o frământare, e o frământare și eu cred că în fiecare biserică există o frământare ce putem face noi pentru membri. Familia ar putea face ceva pentru biserică. Bineînțeles. Familiile sănătoase alcătuiesc o biserică sănătoasă. Așa. Familiile, să spunem, nu toate sunt la fel, ca și orice lucru. Important e să vedem lipsurile celorlalți de lângă noi și să încercăm să îi ajutăm, să se implice, să facă ceva pentru Domnul. Da, deci ideea slujirii poate că ar trebui să fie așa în fiecare familie. Asta ar trebui normal să fie, pentru că la sfârșit, totuși, cred că se va căuta roada, nu altceva. Oh, sigur. Nu numărul de membri, nici altceva, decât roada care noi o aducem. Și ceea ce cred că astăzi, foarte, să nu zic foarte puțin, dar sunt puțini care înțeleg lucrul ăsta. La urmă, acolo, eu așa cred că în Împărăția Domnului nu vor ajunge decât cei care chiar au muncit pentru a aduce roada. Bine, eu cred că munca noastră pentru Domnul Iisus Hristos, pentru biserică, pentru împărăție, într-un fel ne spune cam unde ne este inima. Că dacă îmi spui anunță tot timpul, frate, eu atâta sunt de ospitalier, atâta îmi place să primez musafir, și zic anunță, când ai a avut ultima dată musafiri. Aia ce înainte de a mă orita. Păi tot ce îmi spui tu e teoria, adică tot îmi spui cât de bine, cât binecuvintează Domnul pe cei ce primesc oaspeți și tu niciodată nu ai casa deschisă pentru cineva, totdeauna ai o scuză. Eu cred că e o problemă de inimă, nu? Bun, poți fi om de afaceri și creștin autentic? Poți să fii om de afaceri și creștin autentic, dar nu... Cum să spun, e destul de greu.
Nu ușor. Nu ușor. Da, dă-mi și mie un exemplu ce e ușor în lumea asta. Ușor vântul. Vântul de timp cât ușor e vântul, da, da. Că și să mănânci greu. Da, ne sacrificăm, da? Deci eu când aud ideea asta că nu e ușor, ce? Adică eu n-am prea găsit foarte multe lucruri ușoare. Să vă spun ce e ușor pentru mine. Ce fac cu drag? Ce fac cu drag e mai ușor. Să nu fac așa cu povară, cu... Nici nu le fac. Dacă trebuie să le fac așa de asâla, nici nu le fac. Dacă nu îmi pot pregăti inima pentru ceva, mai bine nu le fac. Dar... Deci se poate. Nu-i varianta asta, că nu se poate. Chiar nu se poate. Imposibil. Mai greu, dar se poate. Se poate. Și cum, acum că voi sunteți implicați în activitatea bisericii, cum vă găsiți timp și pentru biserică? Că ați zis că tot, ați avut multe planuri și aveți și alergați. Cum vă găsiți timp și pentru biserică? Nu ne-am făcut și gata. E muzai. E mers la biserică, el e făcut aia, trebuie să luați super amânare pe mâine sau voi mâine. Deci voi, stai să mă înțeleg eu, când luați agenda, voi știți că acolo, nu știu, joia sau cândva, să zicem așa, nu, hai să nu luăm în calcul duminica. Dacă avem biserică joia sau miercurea sau avem repetiții, aia intră în agendă prin definiție? Obligatoriu. Da. Și dacă apare ceva important? Nu prea. Dacă e trecut acolo, ora aia... Obligatoriu. Da. Încercăm să le rezolvăm, să se poată realiza. Nu că am mai găsit oameni care îmi trec aici în caz că n-apare ceva. Păi așa cred că tot timpul ar apărea ceva, nu? Categoric. Eu cel puțin niciodată nu reușesc să fac tot ce propun într-o zi. Pentru că tot timpul apare altceva. Altă urgență, dar le iau în funcție de gravitatea urgenței și... Da, dar aici ți-aș da o temă de casă. Să vezi dacă te ajută sau nu. Încearcă să vezi dacă în 24 de ore nu-ți propui 26 de lucruri fiecare de câte o oră. Eu am trecut pe aici și am zis așa, am constatat că mulțumirea sau nemulțumirea poate fi și în funcție de cât ți-ai propus și cât realizezi. Și am un exemplu clasic, să zic. Dacă îmi propun astăzi să câștig 100 de lei și de seara am 110, sunt un om foarte mulțumit că mi-am depășit. Dacă mi-aș propune să câștig 10.000 de euro și de seara am 950, sunt cumva nemulțumit. Deși diferența e foarte mare. Și eu am avut o perioadă în viață în care oricât lucram, încheiam ziua cumva neîmplinit. Și una din constatări a fost violere. Tu îți propui în 24 de ore, 26 de lucruri, toate de câte o oră. Mi-am dat seama că nu propuneam realist, adică... Acum, ce fac? Îmi propun multe. N-am scăpat de chestia asta. Dar le las ceva de mâna lui Dumnezeu. Dacă vine ceva urgență, care chiar văd că e urgență, zic că alte mai pot aștepta, și seara mulțumesc Domnului pentru cât am realizat. Și mâine, dacă eu nouă zi o luăm de la capă, dacă nu mai avem probleme. În speranța că unii din cei care s-au uitat la emisiunea noastră vor să se roage pentru voi ceva. Ce ați vrea să se roage? Să ne dăm Dumnezeu putere să rămânem lângă El. Așa. Copiii săi să ne fie lângă Domnul. Și... Ce să zic altceva? Asta cred că e de ajuns. Suficient. Deci dacă noi suntem lângă Domnul și copiii lângă Domnul, restul e suficient. Celelalte, să fim lângă Domnul în împărăție, bineînțeles. Amin. Restul... Da, acum, știi cum e? Lângă Domnul în împărăție înseamnă lângă Domnul aici. Da. Că foarte mulți ar vrea lângă Domnul în împărăție. Și aici de capul lor. Nu se poate. Chiar am văzut... O idee de nou, dacă am crescut la țară, nu noi ne imaginăm, că așa a fost cu Domnul Iisus, el mult la țară predica și în ziua aceea unii vor spune, Doamne, dar n-am fost noi la evanghelizare, dar acolo face o precedere, ce n-am mâncat noi și am băut. Adică ei s-au dus la evanghelizare, dacă la picnic, știi? Domnul Iisus predica, ei mai frigeau acolo mititei sau ce-o fi avut, și noi am fost pe la predicele tale, știu?
Deci nu poți aici cu Iisus în poze și dincolo cu Iisus în realitate. Trebuie trăit și... Și trebuie aprofundare multă, nu numai așa superficial. Eu mi-amintesc că veneam, cred că după primul an de facultate sau al doilea, nu știu în orice caz la început, veneam cu sora mea la Cluj, era un trenul ăla cu vagoane din alea comune și nu știu din ce stație a urcat tatăl dumneavoastră. O singură dată în viață am povestit cu el. Da. Noi țipisem, cred că, și el ne-a urmărit, probabil de la ușa sau de unde, nu știu. Când ne-a ridicat, a venit lângă noi. Fetelor, zice, sunteți acupăiților. Așa pe direct? Așa pe direct. Da, dar nu știu, da. Zic eu, da, așa, da. Zic, de ce ne întrebați acum? Zic, cum v-ați dat seama? Că nu eram nici noi echipate, să zic, cu batic, cu fustă, nu știu ce, ca să-ți dai seama din îmbrăcămit. Da, da. Pe fața omului se zicește dacă un copil sau un om este din copila Domnului. Și de atunci am stat să uit, atunci eram și eu superficial, așa, dar de atunci mi-a rămas asta în gând, n-o să o veci, de atunci știu să urmărești, mă uit după fața omului. Omul ăsta, da, e un om al Dumnezeu sau... Da, nu știi niciodată cine te vede, unde te vede, sigur nu-i vede Domnul. Da. Care este partea frumoasă? Partea frumoasă este că încă împărăția lui Dumnezeu are ușa deschisă înspre noi, încă Domnul Iisus Hristos ne iubește, jertfa care a depus-o pentru noi are aceeași valoare, încă sunt locuri în împărăția lui Dumnezeu și pentru voi, cei care probabil sunteți aproape, poate unii ați avut privilegiul să aveți bunici temători de Dumnezeu, părinți temători de Dumnezeu și voi așa sunteți încă aproape la răscruce, dar încă n-ați făcut pasul decisiv. Vreau să vă spun că cea mai importantă decizie a vieții este decizia pentru o relație personală cu Dumnezeu și cu cât vine mai devreme în viață, cu atât mai bine. Când dai maturitatea respectivă să înțelege bunătatea lui Dumnezeu, fă pasul acesta cu acea convingere că nu este doar o schimbare de un obicei sau de un loc sau de un mod de închinare, ci este o schimbare de identitate, este o făptură nouă în Hristos, este o schimbare de relație. Acum nu mai aparții întunericului, ci luminii, nu mai aparții celui rău, deși sună foarte urât asta, dar este adevărat, ci aparții Domnului Iisus Hristos, care a plătit prețul în iubire pentru tine. Dacă noi, cei mântuiți, poate suntem mai superficiali în relația cu Domnul, haideți să ne aducem aminte că pentru noi a fost plătit nu un preț mare, un preț unic. Dumnezeu a dat tot ce a avut pe singurului Fiu iubit pentru răscumpărarea noastră. Și dacă am intrat în legământ cu Domnul Iisus Hristos, chiar ar trebui să trăim ca oameni ai legământului. Cum o spun de fiecare dată, nu suntem perfecți, dar să avem în noi gândul perfecțiunii și oamenii când se uită la noi să vadă că suntem ai altcuiva, că suntem ai lui Dumnezeu, că nu degeaba îi spunem Tată, că nu îi facem numele de rușine, că atunci când Dumnezeu ne dă privilegiul să ne numim copiii Lui, noi am înțeles aspectul acesta și cât ține de noi folosim Harul lui Dumnezeu în direcția aceasta. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit în casele voastre, sperăm că vom rămâne în sufletul vostru, în rugăciunile voastre. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia Iura, Domnul să-i binecuvinteze și așa de ușor de ținut minte, voi și copiii aproape de Domnul Iisus Hristos. Dacă sunteți aproape de Domnul Iisus Hristos, cu El este bine și prin vale și pe deal, că El este soarele care ne călăuzește chiar atunci când sunt și nori care mai vin în viață. Și când sunteți binecuvântați de Dumnezeu, nu uitați să vă rugați să fiți o binecuvântare și pentru alții, că de asta a prins Domnul lumina în noi, ca să lumineze și viața și casele altora.